Bună ziua, numele meu este Dan Preda și am să vă prezint principiul, legea atracției universale. Acest tip de atracție este o atracție pur mecanică, este o atracție care o să o vedem și în magnetism și în electricitate, chiar și gravitația funcționează pe acest principiu, principiul atracției, să spunem așa, universale. Despre ce este vorba? În această planșă avem un sistem de doi scripeți așezați undeva, să spunem, agățați de un perete printr-o coardă, printr-o sfoară, printr-un fir, da? După care firul se lasă în jos. Presupunem că aceste axe sunt într-un fel, să spunem, legate între ele printr-un sistem mecanic care ne permite o deplasare a axelor una față de cealaltă. Da? Sau să presupunem că acest sistem de doi scripeți este pus pur și simplu pe o masă, da? Cu axele libere. Deci vreau să vă scot în evidență faptul că axele acestor scripeți sunt libere, sunt nelegate. Aici avem două toruri, două gogoși, prin care am trecut un fir de câteva ori, după care l-am scos în această parte. Aici sunt doi magneți permanenți, da? Care se atrag. Da? Aici este câmpul magnetic al unuia dintre magneți. Da? Să zicem, am desenat numai o parte pentru a face într-un fel analogia intuitivă cu celelalte exemple. Da? Magnetul 1, magnetul 2 și linia de câmp magnetic. Iar aici este un conductor unde intră, se înfășoară și iese. Toată această, să spunem așa, lege a atracției universale o putem enunța și o vom enunța în teorie fundamentală, în teorie, să spunem așa, unificată. Este vorba de unificarea câmpurilor de curgeri, geometrodinamica elicoidală, care este în acest moment o teorie, să spunem așa, foarte avansată, depășind teoriile de string, este foarte simplă, dar în același timp foarte avansată. Ce se întâmplă în sistemul inițial? În momentul în care tragem de tractor, cei care au studiat deja geometrodinamica elicoidală știu ce înseamnă un tractor. În momentul în care tragem de tractor, ținând de partea fixă, ținând fix celălalt capăt al sforii, al corzii vibrante, cum este în teorie, ce se produce? Se produce un efect foarte interesant și n-a observat de nimeni până acum. Acești doi scripeți se apropie între ei. În echivalent, acești doi toroizi, în momentul în care trag de sfoară și una o țin fixă, se întâmplă același lucru. Se apropie. Da? Se atrag. Da? Deci, principiul este pur mecanicist, după cum observați. Da? Bun. Ce se întâmplă? În teorie, în geometrodinamică elicoidală, acei in și out de corzi vibrante, de teorii de string. Explicația în cele două cazuri este pur mecanicist. Da? În cel de-al treilea caz, ce se întâmplă? Avem in-ul și out-ul de la liniile de câmp magnetic, aceste circulații elicoidale de particule fundamentale, cum le-am numit eu în teorie, în de clasă magneton, vin, fac câteva ture și pleacă. Particule fundamentale existente în univers, grupate în categorii, să spunem așa, de cluster, în specii de cluster. La fel cum în acest conductor electric, curentul vine, face câteva bucle și iese. În acest moment, știința lumii, să spunem așa, se bazează doar pe această linie de câmp. Asta este mai mult, să spunem așa, simbolic pentru a ne da seama ce înseamnă
vine, intră, face câteva ture și pleacă. În acest moment, știința lumii vede linia de câmp magnetic, această linie de câmp magnetic închisă, această circulație închisă, vede exact ca pe acest, să spunem așa, contur eliptic. Dar nu vede intrarea și ieșirea sistemică, respectiv toate sistemele mele au o intrare și o ieșire. Datorită izolării, principiului de izolare a sistemelor, nu se observă cele două capete. Așadar, linia de câmp magnetic este un elipsoid, o linie de câmp închisă, atâta tot. Nu se vede nimic altceva. Dacă s-ar vedea intrarea și ieșirea atât în primul caz, cât și în celelalte cazuri, s-ar vedea atracția universală. Acest tip de atracție, după cum știți, este și atracție gravitațională. După cum știți deja din teoria expusă pe internet, atracția gravitațională este de dublu sens. Da? Adică, așa cum cei doi magneți se atrag, dar există și circulație de dus și circulație de întors, așa cum cei doi toroizi se atrag, dar între ei există sfoară care se duce și se întoarce, așa cum cei doi scripeți se atrag, dar între ei există sfoară de se duce și de se întoarce, așa și gravitația, da? Atracție gravitațională între oricare două mase din univers, există o circulație de dus și o circulație de întors, nu există sens unic al gravitației așa cum îl știm noi astăzi, este exclus. Din cauza asta nu se înțelege fenomenul atracției universale. În acest moment, atracția universală este decriptată plecând de la sisteme mecanice, sisteme electromagnetice și gravitaționale. Este o chestiune extrem, extrem de simplă în geometrodinamică elicoidală, o teorie a unificării a tot ce există. Pentru mai multe detalii, studiați site-ul, studiați cele două cărți disponibile pe site. Mulțumesc!